Bună ziua și bine v-am găsit. Astăzi continuăm cu a face diferența între matcă neagră și matcă roșie. Aici sunt două familii aproximativ egale. Deci aici o familie roșie, deci aici o matcă roșie. Fac aceeași lucrare la toți, va fi și izolată. Ea este matca din care eventual voi trage regine, în caz că voi face acest lucru anul acesta. Ea a fost hrănită la fel ca ceilalți. Ceea ce mi se pare interesant este că a crescut frumos. Să zicem așa. Iată ce bine a crescut, deci e o matcă roșie aceasta. Văd albina de deasupra, deci nici nu trebuie să vezi matca. Și într-o stupină văd că se poate ține două rase de albină, fără nicio problemă. Eu consider benefic acest lucru pentru stupii mei, având parte de genetica respectivă. Adică pot ține și matca roșie în stupină și pot să o țin și pe cea neagră și în general nu sunt curcite între ele. Adică familia cu albine roșii sunt roșii. Haideți pot să aduc mai aproape să vedeți. Să vin mai aproape așa. Deci acestea sunt albinele cu terghitele roșii. În mare parte. Aici e matcă roșie. Așa. Asta vroiam să arăt, că ea este diferențiată. Mai e câte o albină și neagră, dar în mare parte e roșie. Și dezvoltarea ei este destul de bună, adică sunt foarte mulțumit de dezvoltarea acestei colonii. Ea acum o să primească două sau trei rame. Și după ce va primi aceste rame, săptămâna următoare, matca va fi izolată cu grate Hahnemann. Pe trei rame va rămâne și ea izolată. E o zi foarte frumoasă. Așa. Și acum să scot, să dăm la o parte de aici. Aici am plin cu rame. Dăm la o parte. Îmi fac un pic de loc. Deci avem aici ramă cu mâncare, e pregătită pentru ea. Dar o scot, o bag în colan. Să-mi fac loc. Avem o ramă mai goală și o ramă iară cu miere și astea ele le vor primi. Această colonie o va primi. N-a suferit de foame. Iată o altă ramă. Aceasta e mai neagră, dar odată cu izolarea măcilor, acestea vor fi scoase afară, date la centrifugă și le vom scoate pur și simplu, le ducem la topit. Bun, nu știu dacă le-am mai filmat aceste colonii, dar eu sunt foarte, foarte mulțumit de ele, mai ales că v-am spus, ele vor fi donatoare de
măci. Deci pot face boci izolând reginele cu Hahnemann, pot crește și boci foarte ușor. E mătcuța aici, este o matcă roșie, sper să se vadă, merge în jos pe ramă, e o matcă roșie bine dezvoltată și albina este roșie, dar foarte frumoasă. Mie îmi place foarte mult această rasă de albine. Super, super fain. Mai ales că a venit de nicăieri. A venit de nicăieri în stupină. Și eu am reușit să selectez cei mai buni de la ea. Și astfel au tot crescut, au tot crescut, am mai făcut câteva regine și acum o să împart stupina cu jumătate de măci roșii și jumătate de măci negre. Îmi place foarte mult cum ouă. Aici a blocat cu păstura, ia vedeți. Sper să se vadă, e blocat cu păstura. Și acum, la ce văd eu, ei trebuie spațiu foarte mare, explodează foarte tare cu puietul. Nu are tendință de roire. Și o să trebuiască să le izolez. Asta e singura soluție, să o țin în frâu. Iată, altă ramă. Și e foarte rapidă, deci eclozează puietul, imediat o la loc, urgent. Și ramă întreagă, deci foarte mult. Două rame. A început să o pe rama din margine. Dacă era extinsă pe ramele care vreau să le dau azi, deja o izola. Da? O las în pace. O lăsăm în pace că se să mai extindă cu o ramă de puiet sau două. Da. Puiet foarte mult. E mult. O să fie o familie foarte puternică după ce eclozează. Și nu are tendință de a-și face acele botcuțe cum fac coloniile în general. Când se aglomerează, încep să se pregătească. Aici nici vorbă. O tendință foarte scăzută la roire. Clar îi trebuie spațiu la oat. Având în vedere că am deja al treilea an că le am, știu că dacă îi pun două rame, două rame o să le găsesc cu oat. Iată o altă ramă și nu ouă pe aici colo, ouă din cap în cap. 4, 5, are 5 rame cu puiet așa, când eclozează e plin. E plină această colonie, va fi foarte mare. Sau mai lăsăm până sâmbăta următoare și atunci trecem la izolarea ei. Iată o altă ramă, să urmăresc un pic, are ouă puse în toate părții. Și să aduc mai aproape să vedeți cât de bine se vede albina aceasta, adică ia stați așa la soare, se vede cum arată ea roșcată așa. Și matca e foarte frumoasă, e roșcată. Foarte frumos. Bun. Acum trebuie să iau și rama de lângă perete, fiindcă sigur
s-ar putea, nu-i sigur, s-ar putea să aibă puiet. Dacă nu are puiet pe ea, venim cu o ramă aici, o ramă goală. Nu, aici este o ramă cu miere, a iernat foarte bine. Din ce văd, vine puietul tânăr la păstură. Bun, acum îi dăm aici o ramă goală. Extindem cuibul. Ceva foarte frumos. Adică mai ai în stupină așa câte o colonie pe care pui ochiul, se drag de ea. Iată o ramă foarte bună. O să ajungă matca și la ea, dar nu știu care va fi viteza. Nu știu care va fi viteza cu care o să reușească ea să depună. O, oricum e foarte rapidă. Facem așa, câteva celule de miere. În mare parte este goală și o ramă foarte bună deschisă la culoare. Venim cu acest preparat pe bază de uleiuri esențiale. Cred că o să reușesc să vă pun și rețeta ei. Nu mai dau pe albine, a fost un test. E un preparat destul de costisitor și preferăm să îl dăm în ramă. Această colonie, singura mare pericol la ele este că, având așa o cantitate mare de puiet, vă dați seama că și varoa este în creștere, nu e de glumit cu varoa la aceste colonii, sunt frumoase, dar varoa trebuie ținută în frâu prin orice mijloace. Bun, am pus acolo o ramă și acum vin în extinderea cuibului. Cu două rame o să vin în extindere și săptămâna viitoare trecem la izolarea ei. Bun. Acum știu și eu că sunt apicultori care nu le place această combinație, adică să se amestece rasele de albine între ele. Iată o altă ramă. Acolo sunt celule zaharisite, un pic de mucegai pe el, dar această soluție se rezolvă. Îi pun această ramă în extindere. Sunt apicultori care nu agrează acest lucru. Probabil au motivele lor. Dar eu, după ce am descoperit această rasă de albină masca roșie sau cel mai probabil Becca, sunt foarte mulțumit, e îmbucurător să ai o familie foarte frumoasă așa. Acum o lasă și extindă cuibul și după aia o strângem și va avea albină suficientă. Așa, mai dau și asta. Aici mai are un pic de miere, eu dau. Dăm și această ramă cu miere în extindere și cam atât. O colonie bună.
Am avut grijă să le dăm azi miere, că nu e sigur ce vreme vine. Ba zice că e soare, ba zice că e înnorat, ba că vine ploi. Nici ăștia de la meteo nu mai știu ce vreme vine. Atunci trebuie să avem grijă să aibă mâncare. Cât se poate acum. Bun. Cam asta e tot această colonie frumoasă de albine. Așa. Și acum vom trece la colonia cu regină neagră. O regină neagră, nu regină, că e o singură regină. I-am dat spațiu, mâncare are, cam atât.